stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre Revoluția Bolșevică. Revoluția din octombrie se împlinesc în 25 octombrie, se împlinesc 100 de ani anul acesta. În 25 octombrie 1917, la Petrograd, bolșevicii au declanșat o insurecție și au lansat un asalt asupra Palatului de Iarnă, reședința oficială a monarhilor ruși, în perioada 1732-1917. Au pus mâna pe conducerea guvernului și știm ce a urmat de atunci din toate punctele de vedere, ce a însemnat conducerea bolșevicilor, a comuniștilor în Rusia, în republicile asociate, în URSS, în toată lumea în care această influență pornită de la Lenin, o influență demonică, spun eu, s-a extins cu repeziciune și care, din nenorocire, nu s-a terminat nici acum. Nu vorbim doar de China, unde peste un miliard de oameni trăiesc într-un sistem de sorginte comunistă-socialistă, ci și despre guvernele. Cred că cea mai mare parte a guvernelor din Europa sunt de orientare socialistă. Fostul președinte american, Barack Hussein Obama, timp de 8 ani președintele Statelor Unite, socialist. Deci, ideile socialiste încă n-au dispărut. Vrem să vedem ce au însemnat aceste idei din mai multe puncte de vedere. Astăzi vrem să vedem, în special din punct de vedere economic-social, ce au însemnat ideile lui Lenin. Avem legătura prin telefon cu conferențiarul universitar Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Ce părere aveți despre ideile promulgate, despre ideile pe care Lenin le-a impus cu atâta putere întregii planete? Întregi, unei bune părți din planetă. Da, mare parte a planetei a fost influențată de ideile socialiste ale lui Lenin și din nou el nu le-a inițiat, deci nu este Lenin părintele socialismului. E clar că părerea mea este una negativă și cred că toată lumea care a văzut rezultatele practice ale Revoluției Bolșevice a dat din cap și a spus nu se poate chestia asta. Partea interesantă însă este că socialismul în continuare sună bine. Și aici aș vrea să stresez chestia asta și este motivul pentru care oamenii îl practică, pentru că oamenii spun următorul lucru: domnule, ca și teorie, socialismul este o teorie foarte bună, problema a fost la implementare și inclusiv Lenin este acuzat că n-a fost niciodată un adevărat comunist, că de fapt implementarea și aplicabilitatea comunismului și socialismului în Uniunea Sovietică nu a fost exact ceea ce și-ar fi dorit Marx și ceilalți. Dar eu cred în continuare că aceste idei socialiste sunt niște idei umaniste, centrate pe om, centrate pe mândria și orgolul uman, care mai devreme sau mai târziu vor da niște rezultate groasnice. Care sunt, de fapt, principalele idei ale socialismului? Cred că rădăcina socialismului se află în Revoluția franceză. Deci, ideea principală a socialismului este această idee de egalitate, fraternitate, libertate. Deci, acolo cred că este începutul. Și este o mișcare foarte interesantă de a egala straturile sociale din orice societate. Ne uităm în lume, ne uităm în istorie și ne dăm seama că sunt unii bogați și sunt alții săraci. Și este o nedreptate socială, spunem noi. Socialismul vine și spune: noi vom aduce această libertate și o vom aduce cu forța. Și sunt două mari ramuri ale socialismului, de fapt este socialismul clasic și comunismul. Socialismul clasic spune: noi vom redistribui bunăstarea prin taxe și impozite. Adică vom taxa oamenii bogați, că așa au prea mult, și le vom lua din banii respectivi și vom redistribui banii aceștia săracilor, un fel de haiducie legală. Extrema comunistă este una în care naționalizăm tot ceea ce înseamnă proprietatea privată, nimeni nu mai are dreptul să fie privat, în special nu mai dăm voie burghezilor, adică patronilor de firme, să aibă proprietate privată și să fie motivați de profit, și ca urmare vom aduce o egalitate pentru toată societatea în care bunurile de producție vor fi a tuturor, vor fi totul de comun. Și noi aici în România știm ce a însemnat cooperativele, ce a însemnat toate fabricile de stat și așa mai departe. Deci statul este jucătorul principal
Și bineînțeles, statul este cel care nu greșește, întotdeauna procedează corect și așa mai departe, în ideea comunismului. Statul este de fapt un Dumnezeu, pentru că de aia a fost nevoie și de ateismul să meargă cu comunismul. Dumnezeu este înlocuit cu statul și bineînțeles conducătorul statului, președintele respectiv secretarul general al partidului. Care este legătura cu principiile Bibliei, cu principiile biblice aplicate în domeniul economic, legătura dintre socialism, dintre comunism, legătura sau diferențele majore dintre această ideologie și Biblia? De ce, de exemplu, în comunism, așa cum ați spus, nu mai trebuie să existe proprietate privată? Ce spune Biblia despre proprietatea privată, de exemplu, și alte asemănări și deosebiri? Mulțumesc de întrebare și de obicei la cursuri cu studenții întotdeauna stresez chestia asta, pentru că comuniștii și unii dintre noi ține minte chiar au avut curajul să spună greșit că comunismul își are rădăcinile ideologice în Sfânta Scriptură și au folosit ca și exemplu principiul bisericii primare, în care ni se spune că și-au vândut proprietățile și toate au fost de comun acord. Sau incidentul în care Domnul Iisus a spus tânărului bogat, vinde tot ceea ce ai și urmează-mă. În ideea în care se spune că proprietatea privată este un lucru rău, un lucru negativ, de care ar trebui să ne debarasăm. Dar ce pot să spun este că nicăieri în Scriptură nu este această poruncă, ba chiar din contră, dacă ne uităm la legea lui Dumnezeu, legea lui Moise, pe care este bazat inclusiv Noul Testament, proprietatea privată a fost un bun de căpătâi, de temelie. Și pe parcursul Vechiului Testament, când vedem dialogul dintre liderii poporului și poporul Israel, întotdeauna a fost acest aspect al proprietății private. Dacă țineți minte, de exemplu, când Samuel face acea dare de seamă, să spună cineva dacă am luat boul cuiva sau dacă am luat proprietatea cuiva. Deci în legea lui Moise, proprietatea privată a fost un lucru foarte sfânt și a rămas în continuare și în Noul Testament. Deci Noul Testament nu elimină proprietatea privată. Avem în Noul Testament oameni bogați. Îl avem pe Filimon, avem pe Acuila și Priscila și sunt unii teologi care spun că inclusiv apostolul Pavel a fost înstărit, a avut propria lui companie, a avut proprii lui oameni pe care îi susținea financiar. Deci proprietatea privată este un principiu biblic. Sunt unii teologi care spun, inclusiv de ce s-a întâmplat în Biserica Primară din Ierusalim, că a fost o greșeală. Pentru că vedem Biserica Primară din Ierusalim care, da, la început, probabil într-un exces de zel, și-au vândut toate proprietățile, și mai târziu, în toate cartea Faptelor Apostolului, vedem ca ultrasăraci și îl trimit pe Apostolul Pavel ca și strângător de fonduri de la bisericile dintre neamuri ca să trimită sfinților din Ierusalim care erau săraci. Și iarăși nu vedem nicăieri în Sfânta Scriptură această poruncă să fiți săraci ca să fiți aproape de Dumnezeu. Chiar din contră, un exercițiu pe care îl dau studenților mei din anul întâi la economie mondială este să calculeze câți milionari sunt în Evrei 11. Adică oameni care au fost foarte înstăriți și care și-au folosit această bunăstare, proprietate privată, pentru înaintarea împărăției. Și aici este, aș zice eu, deosebirea fundamentală între socialism și un capitalism biblic. Capitalismul biblic încurajează proprietatea privată și într-un mod voluntar, subliniez foarte mult cuvântul voluntar, încurajează bogații să simtă cu ceilalți, să-și facă comori în cer, să dea într-un mod benevol. În momentul când faci o acțiune voluntară și din bunăstarea, din bogăția pe care tu o ai, o dai și celor săraci, există și acest control, există și această lipsă de risipă. Problema pe care o avem în socialism și în mecanismul comunist este fățărnicia și corupția. Pentru că statul, pe de o parte, ia toți acești bani și spune noi suntem în numele poporului, în numele proletarilor, luăm bunăstarea de la oamenii bogați, și teoretic noi redistribuim pentru oamenii săraci, dar ceea ce vedem că se întâmplă la modul practic, de foarte multe ori membrii guvernului sunt cei care se îmbogățesc. Și exemplu cel mai bun este China. La ora actuală în China, Partidul Comunist
chinezi, liderii care s-au adunat luna trecută, sunt ponderea cea mai mare de multimilionari din lume. Sunt mai mulți multimilionari în Parlamentul chinez decât sunt în Congresul american. Și iarăși, aici este partea asta de fățărnicie. Adică, stai puțin, tu ești liderul unui partid care promovezi egalitatea și că tu ai grijă de săraci, ai grijă de toate chestiile de genul ăsta, dar de fapt în fățărnicie, într-un mod ascuns, într-un mod neștiut, tu de fapt te îmbogățești pe tine însuți. Unii sunt mai egali decât alții. Așa, și exact asta a fost problema și comunismului românesc sau comunismului sovietic, nu neapărat datorită faptului că oamenii n-au fost de acord cu ideile comuniste, pentru că ideile comuniste, din nou, spun din nou, sună bine, dar datorită acestor fățărnicii, acestor oameni care au trăit extraordinar de bine și, din păcate, unii continuă să trăiască extraordinar de bine din banii publici. Asta este, să zic, călcâiul lui Ahile, punctul cel mai slab al socialismului și al comunismului. Probabil că comunism vine și de la comun. Avem bunurile în comun. Da. Însă în Geneza, capitolul 1, versetul 28, scrie: Dumnezeu i-a binecuvântat pe Adam și pe Eva, primii oameni, și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Cum vede Dumnezeu acest act de a supune pământul și viețuitoarele și a-l stăpâni? Stăpânirea și, din nou, binecuvântarea aceasta, și vă mulțumesc că ați citat Geneza 1:28, pentru că este așa un dicton pe care creștinii de-a lungul secolului și în special protestanții l-au adoptat. A stăpâni înseamnă a îngriji, înseamnă a dezvolta, înseamnă a purta de grijă. Și, din nou, vreau să fac o corectură aici, pentru că sunt unii oameni care cred că munca este un blestem. Munca nu este un blestem, este o binecuvântare. Dumnezeu l-a lăsat pe Adam în grădina Edenului ca să o muncească. Dar munca nu înseamnă, sau stăpânirea nu înseamnă, într-un mod egoist, să prădezi absolut totul și să iau totul într-un mod egoist, ci înseamnă ideea aceasta de dezvoltare, de înfrumusețare, de îmbunătățire. Asta înseamnă stăpânire. Modelul biblic al stăpânirii nu este despotul, ci este slujitorul. Este modelul pe care l-a dat Domnul Iisus Hristos. Excelent. Care a spus: Eu sunt liderul vostru, în Marcu capitolul 10, cine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie slujitorul tuturor, să fie cel care să fie dispus să le spele picioarele, cel care să fie dispus să îi slujească pe ceilalți. De aici înțelegerea scripturală a capitalistului, a patronului, este slujitorul celorlalți. Cineva care adaugă valoare, care îi înfrumusețează, îi îmbunătățește. Îmi angajez un tânăr absolvent din facultate, dar la ora actuală nu merită mai mult de 2000 de lei pe lună, că nu poate săracul mai mult, dar îl îmbunătățesc în așa fel încât în 3-4-5 ani de zile să merite 3-4-5.000 de lei pe lună și să-i cresc valoarea lui, să câștig și eu ca și patron. Din nou, nu-i nimic greșit cu ideea profitului, dar câștigă și el. De aici și legea de aur: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este acest echilibru. Eu ca și patron vreau să câștig un profit, dar parte din profitul respectiv îl dau și angajatului meu, căruia îi dau o creștere salarială în acord cu piața, în acord cu valoarea pe care el o adaugă. Eu îl înfrumusețez, îl îmbunătățesc și creez această situație de câștig-câștig, win-win. Și eu câștig și el câștigă. Ce părere aveți despre faptul că marxismul continuă acum în universitățile vestice și au fost, și nu doar în cele vestice, și au fost două personaje, aș spune eu, foarte negative, care au influențat secolul 20 și continuă să influențeze secolul 21, și anume Marx, mă rog, Marx împreună cu Engels au lansat teoria socialismului, dar Karl Marx a fost principalul, și apoi a fost Charles Darwin, care a influențat tot ce înseamnă filozofie, care a dus teoriile lui Darwin, au dus, de exemplu, la mișcarea feministă, la aproape 300 de milioane de avorturi declarate, bazate pe ideile lui Darwin. Ce părere aveți despre faptul că ideile lui Marx continuă acum la nivelul cel mai înalt, în universitățile vestice? Da,
Da. Dacă îmi dați voi, aș mai pune cu un nume în secolul 20 care a făcut la fel de mult rău, și anume secolul 19 pentru 20. Da. Da, deci Freud, deci eu aș spune trei oameni care au fost folosiți într-un mod îngrozitor de cel rău, au fost Karl Marx, Darwin și Freud. Toți trei niște umaniști, toți trei niște răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, și toți trei care au avut această răzvrătire spunând că lumea este ideală fără Dumnezeu. Karl Marx, bineînțeles, s-a concentrat pe politică, pe economie, și-a adus această orânduire socială care a vrut să elimine proprietatea privată, și pentru el guvernul era Dumnezeu. Acum, ce pot să vă spun despre toți trei oamenii ăștia, și vă pot spune chestia asta și de stimații mei colegi care sunt profesori universitari, atât în România cât și în străinătate, este că sunt săraci complet decupați de realitate. Deci nu au avut prea mult de a face cu realitatea, ci exact cum a fost cazul lui Marx și al lui Darwin și altora, au intrat într-o bibliotecă sau într-un turn de filde și au gândit tot felul de idei, una mai năstrușnică ca cealaltă, despre cum ar fi bine să fie lumea. Și asta cred că este un mare păcat și o mare greșeală într-un mod umanist, adică lipsit de Dumnezeu, cu omul în centru. Intru într-o bibliotecă și petrec 2 ani de zile gândindu-mă ce bine ar fi lumea dacă ar fi bună. Și asta s-a întâmplat la oamenii aceștia. Freud a fost omul cel mai îngrozitor, care el a mers direct împotriva Sfintelor Scripturi și el a spus tot răul care există în lumea asta este datorită faptului că creștinismul propovăduiește aceste restricții, aceste restrângeri pe care omul le are. Nu fă, nu atinge, nu te duci, așa mai departe. Și Freud a venit cu ideea în care a spus, dacă vrei soluție, dacă vrei izbăvire, dacă vrei biruință, descătușează-te, dă-i drumul, fie ce trece prin cap poți să faci. Și asta a fost ideea. Neștiind că de fapt ceea ce au creat toți trei oamenii a fost o robie și mai cruntă. Pentru că și Marx a vorbit foarte mult despre libertatea proletarilor și a spus nu se poate ca proletarii noștri să fie subjugați de patroni, ci să fie sclavii patronilor. Ei bine, n-au mai fost sclavii patronilor capitaliști, ci au devenit să fie sclavii guvernelor comuniste. Și vedem atrocitățile care s-au făcut în Uniunea Sovietică, în România, în China, și părerea mea este că cel mai groaznic exemplu este Coreea de Nord. Pentru că sora geamănă a comunismului este dictatura. Nu poți să nu fii dictator dacă ești comunist. Pentru că în ideologia ta nu ești dispus să ai un partener de dialog, nu ești dispus la o dezbatere liberă, ci foarte simplu, oricine nu este cu tine pro-comunism este împotriva ta și trebuie băgat în pușcărie, trebuie executat, trebuie trimis în gulag. Și dintr-o dată, în numele comunismului, Stalin a omorât 30 de milioane de țărani, răzeși, cum erau în România, adică proprietari de pământ. De ce? Pentru că în ideologia lui mesianică a spus așa trebuie să se întâmple. Noi avem dreptate și oricine nu e de acord cu noi este împotriva noastră. Aceeași chestie o face președintele Xi a Chinei la ora actuală. Și-a distrus absolut toți dușmanii din Parlamentul chinez și din Partidul Comunist Chinez sub ideea că sunt corupți. Acum nu mă gândesc că au fost corupți, dar cu siguranță motivul principal pentru care el i-a distrus a fost faptul că erau dușmanii lui, nu neapărat că erau corupți. Pentru că nu pot să cred că cei care au rămas în aripa lui a Partidului Comunist sunt cu toții curați și lipsiți de orice corupție. Deci sunt aceste nuanțe, aceste dedesubturi pe care mi-ar place foarte mult ca ideologii din universitățile, atât românești cât și străine, să le vadă. Să vadă aceste realități reale din tranșee, ca să spun așa, nu doar cum sună o idee genială, ce frumos ar fi să fie libertate, ce frumos ar fi să fie egalitate, ci să ne uităm la partea realistă. Mă gândesc acum spre finalul discursului nostru, mă gândesc la faptul că Lenin, atunci când a pornit să preia conducerea, să inițieze Revoluția din octombrie, a fost susținut de Germania.
Deci Germania vrea să slăbească Imperiul Țarist și și-a dat cu stângul în dreptul. Da. Dar la final aș vrea să, un punct aș vrea să mai atingem o idee și anume religia lui Lenin. Există mausoleul lui Lenin în Piața Roșie și chiar acum am în fața ochilor pe monitor mausoleul lui Lenin și cadavrul lui Lenin, moaștele lui Lenin. Deci este o religie comunismul, au un sfânt, au un, cum comentați acest lucru? Dumnezeu ne-a creat pe toți oamenii să ne închinăm. Avem în noi fiecare, cum spunea Pascal pe vremuri, o formă de Dumnezeu, deci trebuie să ne închinăm la ceva. Lenin a înșelat oamenii și s-a proclamat pe sine Dumnezeu. Deci eu nu văd nicio diferență între Lenin sau între Xi sau între alți lideri și împărații din antichitate care își făceau statui în chipul și asemănarea lor și cereau oamenilor să se închine lor. Deci este această idee în care omul se dorește să fie Dumnezeu. Vrea el să fie înlocuitorul lui Dumnezeu. Lenin este mort, Iisus Hristos este viu. Și o sărbătoresc este aceasta. Și rămân frapat de oameni care în continuare se amăgesc și se mint cu mitul acesta, cu religia aceasta numită comunism, socialism și ateism, pentru că așa cum am spus la începutul programului nostru, din păcate socialismul rămâne o forță puternică în Europa și o văd și în România și o spun cu durere de inimă, enorm de mulți oameni cred că suma tuturor soluțiilor din România sunt guvernul. Hai să scoatem un partid de la guvernământ, să punem alt partid, hai să dăm jos un lider, să punem alt lider și el va fi cel care ne va rezolva. Singurul care poate rezolva problemele Pământului este Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos schimbă inima. Din inimă vin toate aceste grozăvi. Că le numim dictatură comunistă, că le numim ateist, că numim psihologie umanistă, este, cum se spune în popor, aceeași mărie cu altă pălărie. Sunt forme pe care omul le îmbracă pentru a-și ascunde păcătoșenia. Până omul nu se pocăiește în inima lui și nu are nașterea din nou, până nu-l acceptă pe Iisus Hristos, problemele din jurul său, problemele din societate cresc, se multiplică. Îmbracă alte forme, sunt alte provocări, dar problemele sunt aceleași. Doar Iisus Hristos poate să schimbe inima. Dumnezeu să aibă milă de noi și oamenii să înțeleagă acest lucru. Chiar mă gândeam și îmi doream și președintele României și conducătorii României și ai Europei și ai Americii și ai Rusiei și ai Chinei și oricare să se prăbușească pur și simplu în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Amin. Și să recunoască faptul că doar Dumnezeu este singurul suveran. Amin. Amin. Mulțumim. Atât frumos. Vă mulțumesc și eu. Mulțumim, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul conferențiar universitar Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre Revoluția Bolșevică. În 25 octombrie 1917, bolșevicii din fosta Uniune Sovietică, din Rusia, au declanșat revoluția din octombrie sau din 25, cum spunea Lenin în scrierile lui, conduși de Vladimir Ilici Lenin. Ceea ce s-a întâmplat a fost un dezastru pentru o bună parte din planetă, toată această gândire socialistă, comunistă, care este de factură demonică. Părerea mea. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!